Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Energie Feminină. Astăzi îmi propun să vă prezint o nouă metodă de vindecare pe care am descoperit-o recent, și anume dansul energetic. Am fost la un curs în Iași, susținut de domnul Ioan Prisecariu, și mi-a plăcut foarte mult și am continuat să practic acest dans și să descoper efectele benefice. Recent am descoperit un canal care se cheamă Armonia Sunetelor a Laurei Nițescu și ea a adresat o provocare de a practica dansul energetic timp de 21 de zile, timp de 21 de minute. Vreau să răspund acestei provocări, dar cu mai puține minute, cu 12 minute pe zi. Pe canalul Energie Feminină voi practica în fiecare zi un tip de dans energetic sau două sau un tip intuitiv de dans energetic, astfel încât să timp de 21 de zile să accept să răspund acestei provocări care mi se pare foarte interesantă și foarte utilă. Tot ea vorbea despre perseverență. Pentru a fi perseverentă în această practică, cred că este necesar ca să fac aceste videouri pentru a fi sigură că îmi voi face practica de dans energetic în fiecare zi. În primul rând, țin să mulțumesc pentru materialele pe care le-am primit la curs. Deși a fost un curs de instructori, eu nu sunt deocamdată instructor în această metodă, sunt doar practician. Laura este instructor, își va deschide în Pitești, din câte am înțeles, un centru de dans energetic. Mai sunt în București și în Iași, deschise centre de dans, în Iași la Bucuria Vieții. Și să continui cu ce vreau să vă spun, ce am primit la curs. Dansul energetic a fost expus mai pe larg în această carte a lui Ioan, Dansul energetic. Mai are o carte care se cheamă Puterea cunoașterii. Am primit aceste două cărți în dar, mulțumesc. Și această pereche de ochelari cu care se practică dansul. Imediat voi explica, așa cum am înțeles eu, de ce se folosesc ochelarii și de ce se folosește un anumit spațiu restrâns pentru dans, de ce se folosește degresarea mâinilor și a tălpilor cu lămâie. Dar toate astea sunt explicate mai bine pe canalul Armonia, pe canalul Laurei, Armonia Sunetelor. Deci ea prezintă acolo pe larg cele 12 tipuri de dans energetic și descrie foarte frumos cum se practică fiecare în parte. Eu pentru astăzi, pentru prima zi de challenge, ca să zic așa, îmi propun să practic în mijlocul naturii timp de 12 minute. Primele două dansuri care sunt adresate primilor doi centri energetici, și anume chakra 1, Muladhara, culoare roșie, care se află la baza, deci se află între la baza pelvisului, între anus și organele sexuale, și cea de-a doua chakra, Svadhisthana, de culoare orange, portocaliu, care se află undeva la nivelul uterului și ovarelor. Deci, aceste două tipuri de dans le vă practica unul timp de 6 minute și unul timp de încă 6 minute, adică 12 minute. Bun, primul tip de dans se cheamă dansul de împământare, în care trebuie să ținem mâinile orientate spre pământ, da, și facem mișcări mișcări circulare și ondulatorii, astfel încât să ne conectăm cu energia pământului. Iar celelalte 6 minute voi practica dansul ondulatoriu,
care este dansul adresat cele de-a doua chakre. Acesta este un tip de dans în care mâinile vin astfel și la fel mișcările, eu voi face mișcările cât mai libere și cât mai intuitive, cât mai expansive. Dacă puteți, vă invit să practicați cu mine împreună. Dacă puteți să practicați mai mult timp, vă invit să practicați mai mult timp. Eu voi răspunde astăzi prin provocări, prin aceste 12 minute de dans la care vă invit și pe voi. Ce mai folosesc eu de obicei când dansez? O pereche de papucei de felul ăsta din piele, dar astăzi nu-i voi folosi, doar vi-i arăt. Sunt foarte buni pentru dans. Aici am o blană din aia de meditație pe care o folosesc în practica mea pentru meditație și pentru alte tipuri de practici, cum ar fi tai chi, pase magice, ritualuri, etc., etc., ce mai găsesc la mine pe canal. Bun, deci să procedem. Am aici setat un cronometru timp de 12 minute. Muzica pe care am ales-o este din este un dans șamanic, Anugama, șamanic Dream. Voi lăsa toate linkurile în descriere pentru video ăsta și o să găsiți acolo mai multe detalii și o să îi dau pornire la cronometru și să setez și muzica. Eu nu voi folosi ochelarii astăzi pentru că sunt în mijlocul naturii, sunt în pădure și trebuie să fiu atentă și la alți factori. Dar voi puteți folosi cu încredere acasă, da? Puneți pe ochi și astfel dispar din stimuli vizuali și ne putem conecta mult mai ușor la dans și la noi înșine. Eu o să practic cu ochii închiși. Deci mâinile ca și cum mângâiem pământul, ne aplecăm, ne rotim. În același timp, avem grijă să mișcăm și bazinul, da? Și zona primilor doi centri energetici. Da, se pare că s-a oprit cronometru, deci o să estimez cele 12 minute.
12.000. Deci genunchii sunt ușor flexați, tot corpul se mișcă. Acest dans de împământare pentru prima chakră ajută foarte mult pentru a ne ancora foarte bine în realitatea 3D, da? În ceea ce înseamnă lumea în care trăim. Ceea ce se vede duce la îmbunătățirea stării materiale și a stării noastre de belșug în general, după cum spunea și Laura. Bun, și acum voi trece la dansul ondulatoriu. Deci palmele vin ușor, cu degetele ușor flexate, ca și cum ținem un glob de energie între palme. Și cum am înțeles eu că se practică, dar o să folosesc aici și un dans mai intuitiv, așa. Și ne ondulăm. Foarte importantă este și muzica, pentru că pe ritmurile muzicii ne putem manifesta mai ușor în funcție de ceea ce ne dorim. Adică ne poate ajuta pentru un dans yin, un dans mai feminin, mai un pic mai static, ca să zic așa, și un dans yang, un dans mai puternic, mai în forță. Dansul ondulator este yang, iar dansul de împământare este yin. În timpul practicii o să vedeți că deja se simte între palme, se simte energia, da? Eu deja simt cum între palmele mele s-a făcut un cumul de energie, da?
nici nu avem nevoie de foarte mult spațiu, da? Este foarte important delimitarea aceasta a spațiului, deci nu avem nevoie de mult spațiu să ne mișcăm. Poate fi practicat oricând și oriunde. Trei respirații profunde cu care ne mângâiem toți, aducem din dimensiunile superioare și curățăm până jos. Putem să repetăm la sfârșit. Și cam aceasta a fost practica de astăzi pentru cele două tipuri de dans pe care mi le-am propus să le fac. Dansul de împământare și dansul ondulatoriu. Dansul ondulatoriu este extraordinar pentru îmbunătățirea relațiilor. Deci vă recomand să practicați, să mai studiați cărțile, să studiați paginile de Facebook de pe Dans Energetic România și să veniți la practică în Iași sau în alte localități în care se vor deschide centre. Asta am avut să vă transmit pentru astăzi. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag la dans și în videourile următoare, unde voi continua să practic în fiecare zi un tip din acest fel de dans. Mulțumesc încă o dată! Vă pup! Pa, pa!